Chiar vreau să punctez aici că voi, cei de la Agro TV, veniți și arătați și lucruri frumoase. Țara noastră are și lucruri frumoase, nu numai negativ. Deci nu putem să facem o știre numai pe chestii negative. Vă mulțumesc că ați venit aici în creierul munților, în inima munților Apuseni, să transmiteți, dacă posibil în direct, să transmiteți o emisiune netrucată, așa curată cum sunt moții noștri. Și vis-a-vis de această inițiativă a dumneavoastră, care este mesajul că sunt atâtea zone ale țării care au foarte multe meșteșuguri și din păcate sunt trecute într-un cont de umbră? Păi dacă noi, cei din politic, nu încurajăm, chiar vorbeam cu nene aici, câți ani ai nene? 76, mulți înainte. Prea puțin, o nepotă are care o preluată acolo, în vârstă de vreo 25-30 de ani, 45, care încă duce tradiția. Uitați ce mână, ce artă, pentru că e o artă. Moțul ăsta care prelucrează lemnul, el are arta nativă. Pentru că fără artă nu se poate nimic. Și de asta spun la toată lumea, haideți să stimulăm. Astăzi vom premia pe toți cei care au venit aici cu produse meșteșugărești.